Curtea de Conturi Dâmbovița a descoperit o căruță de ilegalități la primăria din Glodeni, patronată în disprețul legii de primarul Petre Dinu, prietenul nașului PDL Florin Popescu. Constatările controalelor Curții de Conturi au demonstrat că dezvăluirile din anchetele de presă publicate în Jurnal de Dâmbovița și difuzate la TV Art Press și Radio D sunt adevărate. Recepții ilegale ale lucrărilor la podurile executate de firma Procor. Plăți supraevaluate de ordinul a 3 miliarde de lei vechi, ilegalități flagrante în structurile de rezistență ale podurilor de peste pârâul Slănic, lucrări decontate în plus față de devize de ordinul a 170 de milioane de lei vechi la un singur pod din cele 7 contractate de firma Procor și multe altele. Dar să le luăm pe rând. În perioada 2008-2010, pe acest segment, către administrații locale, către primării, pentru rețele de apă, canal, drumuri, au fost absorbite fonduri de 80 de milioane de euro. Deci de 3 ori și jumătate aproape mai mult. În perioada 2004-2008, fondurile guvernamentale în Dâmbovița au fost de 23 de milioane de euro pe OG7, pe HG577 și pe alte programe guvernamentale. Comparativ cu perioada 2008-2010, care este, cum v-am spus, mult mai mare. Oh, Doamne! Să-l auzim pe deputatul OG7, Florin Popescu, vorbind despre fondurile guvernamentale aduse de el în Dâmbovița. Este ca și cum ai vorbi despre funie în casa spânzuratului, adică despre cele aproape 100 de miliarde de lei vechi dirijate de la guvern exact spre primăriile PDL pentru lucrările executate de firma Procor, firma sa la acea dată, ori despre alte 10 și 10 de miliarde de lei din fondurile guvernamentale pe care primarii dâmbovițeni le-au plătit, veți afla curând în ce fel, altor firme din familia PDL. Unele dintre acestea se află pe filiera contractelor de consultanță încheiate de firma Mob Vada vicepreședintelui PDL Mihai Vădan, mâna dreaptă a nașului PDL Florin Popescu, în aceste afaceri cu fonduri guvernamentale ori europene. Potrivit președintelui Consiliului Județean, în Dâmbovița au intrat mai nou sute de milioane de euro. Cum s-ar spune, marfă proaspătă pentru DNA și pentru celelalte instituții abilitate ale statului. Dacă pe hârtie vin banii gârlă, vom vedea ce vom găsi pe câmpie, vorba poporului. Deocamdată, faptele și documentele demască jaful în banii publici de ordinul sutelor de miliarde de lei, în timp ce în județul patronat de clanul Popescu întâlnim la tot pasul grădinițe fără grupuri sanitare, drumuri ciuruite de gropi care nu au văzut asfaltul de 3 ani, primari nemulțumiți și revoltați de modul discreționar în care sunt împărțiți banii publici. În plus, noi nu suntem surzi la mărturiile oamenilor disperați și cocoșați de biruri și griji, îngroziți de felul în care sunt cheltuite fondurile guvernamentale, adică din banii românilor, aduse cu atât tamtam politic propagandistic. Butoiul cu miere al fondurilor guvernamentale dirijate în infrastructura rurală s-a răsturnat în drumul mare și au sărit doagele pe toate podurile, podețele, hârtoapele și șanțurile din județul Dâmbovița. Nașul afacerii, știți deja, este deputatul OG7, Florin Popescu. El s-a lăudat în gura mare peste tot că ordonanța de guvern 7 din 2006 este opera sa de parlamentar. Am simțit nevoia să vin să mă apăr, nu pe mine, ci acest proiect. Pentru că acolo se induce ideea că aș fi făcut acest proiect într-un interes personal. Vreau să vă spun că n-am nicio reținere în a solicita oricărui organ al statului să își facă treaba și datoria să controleze orice proiect derulat, nu numai pe ordonanța 7, ci și din alte surse guvernamentale. A venit domnul Florin Popescu să apere proiectul OG7 pe 2006, dar nu pe dumnealui se apăra. Nu. Proiectul, ordonanța guvernamentală, interesul național venise domnul Florin Popescu să-l apere, dar domnul Popescu, de ce vă... Vă munciți foarte mult. Să apărați ceva ce noi n-am contestat. Atâta tulburare, atâta zbatere, zbucium interior, da, consumați dumneavoastră și n-aveți somn ca să apărați ordonanța guvernamentală 7, dar n-a dat nimeni cu biciunia domnul Florin Popescu. N-am zis noi nimic de biata ordonanță. E bună. E foarte bună ordonanța asta 7. Sigur că este bună.
Se fac poduri, podețe, alimentări cu apă, canalizări în spațiul rural. Cum știți, mai discutam eu despre afacerile gândite în mediul urban și făcute în mediul rural, dar pe foarte, foarte mulți bani publici. Deci ordonanța este bună, ca să stabilim. Noi n-am atacat această ordonanță. Cumva o atacă cei care se folosesc de ea și de fondurile guvernamentale într-un interes personal, cum să spun, disproporționat de mare. Adică în orice afacere este și un interes personal, că nu e nimeni nebun să zică, domne, oamenii, trebuie, firmele trebuie să lucreze gratis. Păi, dar n-a zis nimeni așa ceva. Numai, noi ziceam că ar trebui să lucreze corect. Știți? Adică să lucreze legal. Să nu fie licitațiile așa controversate, cel puțin. Să nu fie recepțiile de lucrări ilegale. Să fie lucrările chiar și ele bietele de calitate. Noi nu le contestăm, le contestă niște cetățeni prin bezdat. Auzeam niște voci, dar cred că dumneavoastră nu le mai auziți, că ele sunt la mare distanță de funcția publică în care v-ați urcat dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți într-o funcție publică atât de înaltă, încât de la dumneavoastră până la popor e distanța așa de mare. Și noi, săraci, încercăm să o parcurgem de dragul dumneavoastră, să mai auziți și ce zice poporul. Știți? Dar nu vă place întotdeauna ce auziți. Da. Și noastră vă place numai când vă spun cei de la televiziunile acelea unde vă place noastră să mergeți, vă spun ei așa niște cuvinte frumoase, vi le torc, ca pisica. Brrr, brrr, așa. Și noastră vă simțiți bine și simțiți cum vă ia somnul în funcție. Dar somnul rațiunii, domnul președinte, știți ce naște? Așa când auziți noastră numai ce vă place, când nu vă lăsați deschis așa la un duș rece, să vă trezească, domnule președinte, cât un duș rece vă trezește și poate chiar vă apără de la câte o nenorocire așa care s-ar putea întâmpla. Uite că dacă adormi la volan, adormi la volan și dai cu mașina în gard, nu e bine. Da. Dar zice domnul președinte Florin Popescu că nu are nicio reținere în a solicita organelor statului să-și facă datoria, vedeți? Asta îmi place foarte mult la domnul președinte Florin Popescu, când zice că nu are rețineri. Cred că vreo 9 ani a avut dânsul niște rețineri, când au fost investigate niște fapte pe aici, făcute pe la Universitatea Valahia din Târgoviște, și domnul Florin Popescu a ieșit cu NUP din aceste cercetări, adică neînceperea urmăririi penale. Și de când aveți NUP, aveți foarte mare încredere în rechizitoriile pe care le-ar putea face organele abilitate ale statului. Vedeți? E bine să avem încredere în instituțiile statului. Da, e bine să avem încredere și dumneavoastră aveți mare încredere în ele. Deși să știți că s-au mai schimbat procurorii prin parchete. Îi știți pe toți? Îi cunoașteți pe toți, domnul Florin Popescu? Dar Popescu nu a spus un lucru esențial, acela că tot el și-a scos ordonanța guvernamentală, l-a produs prin propria firmă, ori prin firmele clientelei politice a PDL. Nici nu se uscase bine cerneala pe semnăturile pe OG7-2006, că firma Procora deputatului pe atunci, Florin Popescu, punea mâna de îndată pe 13 lucrări de peste 87 de miliarde de lei vechi la Vișinești, Bezdeat și Glodeni. Anchetele noastre de presă au tras numeroase semnale de alarmă cu documente și declarații oficiale, care demascau licitațiile cel puțin dubioase organizate de primarii din cele trei comune dâmbovițene. De exemplu, la Glodeni, Procora a participat singură la licitația celor 7 poduri. Încerc să formulez o întrebare simplă. Am tot trimis adrese oficiale prin care vă întrebăm cum se face că Procora a participat singură la licitația pentru podurile din Glodeni. Domnul președinte al Consiliului Județean a venit să intereseze de drumuri și sală de sport. Să trăiți, bună ziua! Domnul primar ne-a plimbat aproape o oră prin comuna Glodeni, a evitat să ne răspundă la câteva întrebări simple. Cum se face că firma Procor a domnului Florin Popescu a participat singură la licitațiile pentru podurile construite în Glodeni, cele 7 poduri pe ordonanța guvernamentală 7, și o altă informație de ultimă oră legată de declarația președintelui Florin Popescu. Acesta ne-a declarat
chiar acum în fața camerei că firma Procor nu a participat singură la licitația pentru poduri. În timp ce domnul primar Petre Dinu, primar din partea Partidului Democrat Liberal, ne-a spus printr-o adresă oficială că firma Procor a participat singură. Ați văzut și dumneavoastră pe unde ne-a alergat domnul primar Petre Dinu și pe unde ne-a dus ca să încerce să evite răspunsul la întrebări. Apoi am vorbit cu documentele pe masă despre recepțiile total ilegale ale lucrărilor pe care primarii PDL le-au organizat în disprețul legii, de dragul firmei deputatului OG7 Florin Popescu. După aceea, tot mai multe reclamații au vizat calitatea discutabilă ori defecțiunile grave ale unor lucrări executate de firma Procor. Am vrea să știm cum se face că numai Procorul a participat la licitația pentru aceste lucrări. Domnul reporter, nu am să vă spun prea multe. Noi am făcut ceea ce e legal, deci nu. Păi a participat numai Procorul. Puteți să veniți și vă dăm, cum v-am dat și prima dată scris, vă dăm în continuare scris. Unde ați dat anunțul pentru organizarea acestei licitații? Contactați-ne scris, deci totul s-a făcut legal. Păi v-am contactat deja o dată. Mai reveniți, deci nu. Nu pot să vă mai spun. Am reușit să intrăm cu foarte mare greutate și în culisele zecilor de contracte de consultanță de 10 de miliarde de lei vechi dirijate pe filiera firmei Mobvad, patronată și administrată de consilierul județean PDL Mihai Vădan. Am arătat cum în ani de cumplită criză economică, firma Mobvad, cu cei 3-4 salariați ai săi, i-a adus lui Mihai Vădan în fiecare an profituri nete de 4-5 miliarde de lei vechi, cam jumătate din cifrele anuale ale afacerilor făcute cu bani publici. Am demascat conflictele de interese ale președintelui PDL Florin Popescu în dubla sa calitate de deputat, naș al OG7 și acționar majoritar cu tatăl și fratele său la firma Procor administrată de Popescu Nicolae, firmă în al cărei portofoliu au intrat brusc și imediat prin numai 3 licitații bătătoare la ochi, 13 lucrări în valoare de 87 de miliarde de lei vechi. Referitor la OG7 vreau să vă spun următoarele lucruri. În județul Dâmbovița au fost 49 de lucrări, ordonanța 7, executate de 26 de firme, printre care și Procor, care a câștigat la licitație. Spuneți dumneavoastră, la Glodeni, 7 poduri mari. Doamne directoare, unele din acele poduri mari, în viziunea noastră, au 3 metri lungime. Nu știu, părea mea că pod mare este totuși un pod care are lungime de peste 100 de metri. Acelea sunt podețe. Și nomenclator. Și mai spuneți că am participat singur, a participat Procorul singur la licitație. Este o minciună, doamne. La licitație a participat și firma Corel, care a ieșit pe locul 2. Referitor la ordonanța 7, da, a militat foarte mult pentru a ieși această ordonanță. Sunt 49 de localități în Dâmbovița care și-au făcut rețele de apă sau își fac rețele de canalizare, își fac poduri, odețe. Mai pe șleau, firma Procor a familiei deputatului OG7 Florin Popescu a pus mâna pe un sfert din lucrările finanțate din fonduri guvernamentale. Asta s-a întâmplat, rețineți, imediat după apariția ordonanței de guvern 7 în anul 2006. Ne-am confruntat apoi cu reacțiile casărite de pe fix ale primarilor PDL din Glodeni și Vișinești, care au secretizat cumverșunarea acestei afaceri finanțate cu fonduri guvernamentale, urmând modelul de secretomanie impus de nașul PDL Florin Popescu. Câtă energie are domnul primar Petre Dinu, dar cu toate acestea nu ne răspunde la o întrebare simplă. Primar, dar noi vă întrebăm cu totul altceva. De ce evitați răspunsul la întrebări? Ne răspundeți, unde ne tot duceți? Noi vă întrebăm cu totul altceva. Nu, astăzi, domnul, am director de școală. Ia uitați. Dacă nu stătea în tribunal și la peste tot, făcea și el ceva. Uitați-vă, domnule. Am înțeles că și dumneavoastră sunteți cercetat în niște dosare penale, domnul primar Petre Dinu. Domnului director, care n-are ce face. În loc să facă curățenie și tot, uitați-vă, domnul Andrei Vasile. Ia uitați-vă, domnule. Thank you.
v-am invitat în numeroase rânduri. Nu, nu v-ați invitat. Ba da, v-am invitat tot timpul. Nu în direct. V-am invitat și în direct, v-am invitat și personal. Școală, dă-mi. Uitați-vă ce face. Dar vorbim despre cu totul altceva. Andrei. Olu, am obosit rău, ne aleargă domnul primar prin toată comuna. Calitate de, în calitate de om foarte apropiat al președintelui. Deci nu vreau, nu sunt apropiat, domnul președinte, nu-l cunosc. Păi vă zice Petrică, vă ia de umă. La toți îi spune, la toți le spune așa, domnule. La toți? La toți! Mai adăugați aici comportamentul suspect de agresiv, insultător și amenințător al deputatului OGH 7 Florin Popescu la adresa jurnaliștilor de la Jurnal de Dâmbovița și TV Art Press, dar și la adresa conducerii trustului Art Press. Minți! Cum asta faci și tu, și mămica, și tăticu. Mințiți, mințiți, mințiți. Să știi că mă interesează soarta fiecărui cetățean din Dâmbovița. Inclusiv a ta, și a mămicii, și a tăticului tău. Doamna Alina Mavrodin și domnul Teodor Vasiliu. Așa încât ca om care mă preocupă soarta voastră, vă recomand, având în vedere stresul la care sunteți supuși în ultimul timp, la care ne supuneți în ultimul timp, sunteți supuși în ultimul timp, la care ne supun reprezentanții Partidului Democrat Liberal în ultimul timp, la care sunteți supuși în ultimul timp, să mergeți frumos și să căutați un psiholog și un psihiatru, pentru că aveți nevoie. A devenit evident pentru orice om cu mintea limpede că odată ajuns președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, Florin Popescu a transformat instituția publică într-o fortăreață a abuzurilor, a secretomaniei și a dezinformării grave a opiniei publice. În plus, până și autoturismul Consiliului Județean Dâmbovița a ajuns tot un fel de proprietate personală a lui Florin Popescu, cel mai adesea fiind văzut la volanul acestuia pe drumurile din Glodeni, comună devenită tarlaua ilegalităților primarului PDL Petredinu și acoliților săi. Despre interesele deputatului OGH 7 Florin Popescu în această afacere a scris pe larg și presa centrală. Cotidianul Financiaru a dedicat o amplă anchetă despre felul în care au fost aduse și cheltuite fondurile guvernamentale pe filiera baronilor PDL de Dâmbovița. Investigațiile colegilor de la Financiarul au scos la iveală că, exact în perioada în care firma Procor a familiei deputatului OGH 7 Florin Popescu executa lucrările, acesta făcea interpelări în Parlamentul României în aprilie 2008 pentru a cere socoteală guvernului că a tăiat din fondurile guvernamentale destinate finanțărilor prin OGH 7. Cităm din ancheta publicată de colegii de la Financiarul. Actualul președinte al Consiliului Județean Dâmbovița nu are nicio problemă, fie ea și de moralitate, atunci când vine vorba despre activitățile parlamentare de lobby. Acesta susține că a făcut toate demersurile în sensul de a sprijini comunitățile locale, deși interpelările se refereau automat și la afaceri derulate de Procor la primăriile unde deputatul avea contracte. Firma familiei Popescu a câștigat un sfert din lucrările derulate prin ordonanța de guvern 7 din 2006, scriau colegii de la Financiarul în mai 2010. Despre faptul că firma familiei deputatului OGH 7 Florin Popescu a câștigat un sfert din lucrările derulate prin ordonanța de guvern 7 în Dâmbovița, actualul președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, Florin Popescu, declara pentru colegii de la Financiarul, cităm, dacă chiar aveam vreo influență, nu le câștigam pe toate, am încheiat citatul. Și tot colegii de la Financiarul au scris și despre afacerii de deputat și preocuparea pentru banii locali a lui Florin Popescu. Cităm, Florin Aurelian Popescu spune că afacerea Procor S.A. a pornit de la o firmă de apartament și a ajuns un S.A. așa cum era firesc să se dezvolte o afacere, iar atunci când nu s-a mai dezvoltat, a vândut acțiunile. Marea dezvoltare a afacerii de familie s-a
derulat și pe banii celor care l-au ales deputat în 2004 pe listele Alianței DA, iar în perioada cât a fost deputat nu s-a ferit să solicite în scris bani mai mulți pentru lucrările pe care le executa firma familiei sale în județ. Imediat după apariția ordonanței de guvern 7 din 2006, firma Procor a câștigat o salbă de lucrări în județul Dâmbovița, în comunele Gloteni, Vișinești și Bezdeat, adică aceleași comune pentru care a făcut consultanța MOB-VAD SRL în vederea accesării fondurilor. În anul 2008, deputatul Florin Popescu chiar se adresa în scris guvernului Tăriceanu, cerând socoteală și detalii prin interpelarea 4633A din 8 aprilie 2008 pentru reducerea fondurilor pentru infrastructură în comunele din județul Dâmbovița, fiind direct interesat de traseul banilor pe care urma să încaseze firma Procor S.A. Am încheiat citatul din ancheta de presă a colegilor de la Cotidianul Financiarul de luni 17 mai 2010. Ce știu liderii naționali despre afacerile din Dâmbovița și cum îl alintă ei la București pe nașul Popescu? Merită să aflați. Domnului președinte al Consiliului Județean se zice nașul în Dâmbovița. În București tot așa îi spuneți? Nu, finul. Finul? Este bine să nu uitați că agresivitatea dezlănțuită a nașului PDL Florin Popescu împotriva jurnaliștilor Art Press a atins cote maxime în anul electoral 2009, fiind vizibil deranjat de faptul că echipele Art Press l-au surprins în repetate rânduri la Glodeni. Ba mai mult, filmările noastre l-au arătat dâmbovițenilor pe președintele Consiliului Județean Florin Popescu în postura de șofer al primarului PDL din Glodeni. Timp de o săptămână, două, patru, cinci, să dați acest reportaj pe postul dumneavoastră televiziune până vă săturați. Rugămintea mea este tot așa. Nu, să ne spuneți să așa pe posturile Dâmbovița TV și... De câte ori vreți pe post și să faceți un întreg circ, un an, doi, șapte, până vă săturați. Asta facem noi circ, domnul președinte. Dacă nu ați citit încă anchetele noastre de presă despre afacerile deputatului Ioghe 7 Florin Popescu, atât pe filiera fondurilor guvernamentale, cât și pe alte filiere ale banilor publici, atunci merită să intrați repede pe site-ul nostru și să le citiți pendelete. Vă spunem totuși că în debutul investigațiilor noastre jurnalistice, președintele Consiliului Județean Dâmbovița Florin Popescu ne-a declarat arogant, chiar în primăvara anului 2009, cităm, sunteți în căutare de cai morți. Vă spun că firma Procor nu aparține familiei mele, așa că sunteți în căutare de cai morți. Tocmai tăiase panglica uneia dintre lucrările plătite din fonduri guvernamentale și executate de firma familiei sale administrată de tăticul său, Nicolae Popescu. Pardon, de fosta sa firmă, pentru că în iulie 2008 trioul Popescu și-a vândut pachetul majoritar de acțiuni. Dar atenție, banii au primit abia în 2009, adică după ce cumpărătorul acțiunilor a încasat sume amețitoare de ordinul zecilor de miliarde de lei, atât de la Consiliul Județean Dâmbovița, prezidat de nașul PDL Florin Popescu, cât și din unele bugete locale, patronate de primarii PDL, după cum veți vedea în cele ce urmează. Concluzia, firma Procor s-a bucurat de un tratament privilegiat printre finanțatorii lucrărilor și cu Popescu acționar și cu Popescu vânzător. Interesant, nu? Sunteți în căutare de cai morți. Sunteți în căutare de cai morți. Sunteți în căutare de cai morți. Petrică, reclama gemă asta, nu mai... Nu există în lumea asta practică al meu. Și la bine și la greu e fratele meu. Sunteți în căutare de cai morți.
După un an și jumătate de alergătură pe urmele hergheliei PDL, călărită prin tot județul de însuși nașul Florin Popescu, după tonele de praf în ochi ale diversiunilor pe care ni le-a aruncat printre insulte și amenințări, iată că vă oferim astăzi o primă radiografie oficială a măruntaielor acestor afaceri cu fonduri guvernamentale, duhnesc de ilegalități. Exemplificăm astăzi cu cazul Glodeni. Curtea de conturi a luat la bani mărunți plățile făcute de primarul PDL Petredinu în afacerile celor 7 poduri, pardon, podețe, construite de firma Procor. Cităm din decizia numărul 1632 din 1 septembrie 2010 a Curții de Conturi despre recepțiile ilegale și lucrările incomplete, dar plătite. Am demascat în anchetele noastre de presă, perfect documentate, implicarea președintelui Florin Popescu în derularea acestor afaceri finanțate din fonduri guvernamentale, ca și despre faptul că primarii au organizat ilegal recepțiile lucrărilor făcute de Procor. Nașul PDL Florin Popescu ne-a acuzat că mințim. Ban plus ne-a trimis și la un control psihiatric. Iată însă concluzia controlului Curții de Conturi. Cităm: recepția la terminarea lucrării de investiții la 5 poduri finalizate în anul 2009, finanțate din fonduri publice, în sumă totală de 1.405.695 de lei, executate de SC Procor S.A. în baza contractului de lucrări numărul 2826 din 21 martie 2007, nu s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în ceea ce privește obligația investitorului de a asigura calitatea construcțiilor, după cum urmează. Primăria nu a asigurat prezența reprezentanților Inspectoratului de Stat în construcții în calitate de invitați, obligație expres prevăzută de legislația în vigoare. Președintele Comisiei de Recepție a prezentat primăriei procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor incomplete, în condițiile în care acestea nu au fost semnate de reprezentanții Inspecției în construcții. Investitorul, respectiv primăria, a admis recepțiile, în loc să le respingă și să asigure prezența reprezentanților Inspectoratului de Stat în construcții. Controlul Curții de Conturi Dâmbovița a scos la iveală și lucrări supraevaluate și cheltuieli ilegale, 3 miliarde de lei vechi dintr-o singură lovitură. În anchetele noastre de presă am vorbit despre prețurile evident supraevaluate ale lucrărilor. Nașul Popescu ne-a acuzat că dezinformăm opinia publică. Apoi s-a baricadat în spatele Muțeniei, folosind poliția comunitară pentru a ne interzice accesul la conferințele sale de presă. Iată doar un exemplu despre generozitatea cu care primarul PDL Petredinu a plătit peste 3 miliarde de lei vechi în plus pentru lucrările firmei Procor la Glodeni. Cităm din constatările controlului Curții de Conturi Dâmbovița. S-au efectuat cheltuieli nelegale în sumă totală de 271.576 de lei prin acceptarea la plată în cazul obiectivului de investiții pot peste pârâul Slănic la Fântâna Rece, la Ciocănica, la Murga, pot peste Valea Lăculețe, la Mădărănești 1 și Mădărănești 2, a unor situații de lucrări supraevaluate, care cuprind coeficienți de actualizare a prețurilor în condițiile în care autoritatea contractantă nu a precizat în niciun document modul concret de ajustare a prețului, indicii care vor fi utilizați, precum și sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora. De menționat că aceste informații erau obligatorii a fi prevăzute, însă nu au fost înscrise nici în fișa de date a achiziției și nici în contractul de lucrări numărul 2826 din 21 martie 2007, încheiat cu executantul lucrărilor SC Procor S.A. Târgoviște, iar lipsa acestora determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a prețului. În timpul misiunii de audit, Curtea de Conturi Dâmbovița a calculat foloase nerealizate pentru suma de 271.576 de lei, în valoare de 15.163 de lei noi. Reclama asta, nu mai... Nu există în lumea asta practică.
al meu. Și la bine și la greu e fratele meu. Așadar, aproape 3 miliarde de lei vechi au fost băgate în plus, ilegal, în conturile firmei Procor, dintr-o singură lovitură. Petrică, reclamagia asta, numai... Nu există în lumea asta, frate, care meu, și la bine și la greu, e fratele meu. Podul de peste pârâul Slănic, abia inaugurat în 2009 cu comisii de recepție ilegale, și-a rupt un picior, suspect după numai 6 luni de la inaugurare. Echipa TV Art Press a filmat partea distrusă a podului. În replică, fanii PDL de la postul TTV, aflat în slujba nașului Florin Popescu, au filmat partea bună a podului și am fost acuzați din nou că mințim. În plus, conducerea firmei Procor ne-a transmis că ne dă în judecată, fiindcă îi afectăm imaginea. Controlul Curții de Conturi dovedește însă că noi, jurnaliștii Art Press, am avut dreptate și că anchetele noastre sunt corecte. Vorbeam de 7 poduri care se construiau acum un an și ceva, unele începuseră să se construiască, altele urmau să se construiască, unele erau deja finalizate. 7 poduri dintr-o lovitură câștigate la o licitație la care nu a participat decât o singură firmă, firma Procor, evident că ea a câștigat, și spuneam 7 dintr-o lovitură. Acum suntem din nou la Glodeni, la un an și ceva de când tot sesizăm și tragem semnale de alarmă cu privire la cum sunt ele construite, la comisiile de licitație, la comisiile de recepție a lucrărilor, și ne spunea consilierul local PSD Liviu Stoica, aceste comisii erau făcute pe lângă lege, reprezentanții nu erau de la instituțiile care ar fi trebuit să reprezinte și să-și spună verdictul dacă aceste lucrări sunt bine executate sau nu sunt bine executate, dacă termenele au fost respectate sau nu au fost respectate. Și vorbeam noi atunci despre aceste poduri și podețe. E, iată că la un an de zile primim din nou sesizări de la cetățenii Comunei Glodeni și de la aleșii locale ai Comunei Glodeni că ultimul pod, culmea, știți, ultimul pod din cele 7 executat și finalizat, am înțeles de aici, de la cetățeni, cu mare tamtam, chiar în perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, deja este pe cale să se rupă. Îl am lângă mine pe unul din aleșii locali din Comuna Glodeni, care în ultimele ședințe a ridicat această problemă, nimeni nu a vrut să-l asculte, a venit la noi la redacție, noi l-am însoțit aici și uitați-vă în spatele meu, ce s-a întâmplat cu acest pod? Întâmplător am trecut pe acest pod și am văzut că a apărut o fisură. În prima ședință de Consiliu Local am ridicat această problemă consilierilor locali și domnului primar, cerând ca primăria să facă toate demersurile pe lângă constructor Procor, care este firma Procor, să vină să toarne pragul de fund, diferența de prag de fund care n-a fost turnată. Iată, suntem în iulie, nu s-a întreprins nimic, iar datorită precipitațiilor, partea de care se vede care este picată, neavând, nefiind prag de fund, la gabrioane, la baza gabrioanelor a pătruns apa în piatră și a săpat pământul care a rămas sub gabrioane, gabrioanele fiind foarte grele, se vede că sunt câteva tone de piatră, zeci de tone de piatră probabil, și cu beton, care săpându-se la baza lor au căzut. O să înceapă să rupă și din pragul de fund și o să vedem că ajungem la aripile de pod, la picioarele podului de fapt, care ar putea conduce la dărâmarea podului și la irosirea banilor de care dumneavoastră pe drept cuvânt vorbea. La atâtea acuzații, haideți să mergem să-l căutăm și pe primarul Comunei Glodeni sau pe secretarul Comunei Glodeni, care semnează de legalitatea documentelor în primărie, să vedem ce răspunsuri primim la aceste grave acuzații. Nu, domnul, deci a fugit pământul cu totul. Deci asta se putea întâmpla oriunde, să știți că acolo cât e văgăuna asta de mare, acolo dădea apa pe afară. O să vină și o să repare. Dar asta a fost ceva neprevăzut, calamitățile astea, să știți. Multe probleme aveam la nivelul comunei dacă nu aveam aceste 7 poduri. Dar ați văzut ce pod trainic, bun, frumos. Eu cred că banii ăștia numai podul ăla făcea banii. De când s-au făcut podurile astea, pădețe, o mândrețe de poduri,
stăm foarte bine, să știți. Asta e ceva, cred că e și inevitabil, trebuia să se întâmple și n-a s-a întâmplat asta. Eu vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit de constructor, sunt foarte mulțumit de constructor, sunt foarte mulțumit de constructor. Și la bine și la greu, e fratele meu. Cităm din constatările controlului Curții de Conturi Dâmbovița. Primăria, în calitate de investitor, a admis în mod nelegal recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții pod peste pârâul Slănic la Fântâna Rece, în condițiile în care nu au fost executate toate cantitățile de lucrări admise, din care să rezulte modificarea acestora. Astfel, conform devizului ofertă, modificat conform notelor de renunțare și celor de comandă suplimentară la categoria de lucrări, structura de rezistență, capitol de lucrări, radiere din beton a monte și aval de pod, s-a prevăzut a se executa lucrări în cantitate de 90 de metri cubi. În realitate, conform situației de lucrări din luna iulie-august 2009, s-a executat doar cantitatea de 77,71 metri cubi. Valoarea lucrărilor neexecutate, nedecontate, a fost de 3731 de ron. Consecința a fost darea în exploatarea podului fără respectarea în totalitate a cantităților de lucrări necesare, conform situațiilor din teren, și distrugerea unor componente ale podului la un debit mărit al pârâului ca urmare a ploilor abundente. Astfel, o comisie formată din reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții, Direcția Județeană de Control în Construcții Dâmbovița și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița a constatat că la podul peste pârâul Slănic, în punctul Fântâna Rece, executat în anul 2009, gabioanele aval pod partea stângă au fost distruse. Dirigintele de șantier împreună cu proiectantul lucrării au estimat valoarea distrugerilor la suma de 697,50 ron fără TVA. Lărnicia cu care primarul PDL Petredinu a făcut plăți ilegale de sute de milioane de lei în anul electoral 2009, ca și atitudinea sa total suspectă în relație cu echipele trustului Art Press, spun totul despre jaful în bani publici pe filiera fondurilor guvernamentale și nu numai. Nu există în lumea asta practicul meu, și la bine și la greu, e fratele meu. Cităm din constatările controlului Curții de Conturi Dâmbovița. S-au efectuat plăți nelegale în sumă de 16.543 ron către SECE Procor SA, reprezentând contravaloarea lucrării decontate în plus față de devizul ofertă, modificat prin dispoziție de șantier și prin note de renunțare și de comandă suplimentară. Astfel, obiectivul pod peste pârâul Slănic la Fântâna Rece, s-au acceptat la plată situații de lucrări în care s-au înscris, în unele cazuri, cantități de lucrări la care se renunțase, iar în alte cazuri, cantități de lucrări mai mari decât cele din notele de comandă suplimentară. În timpul misiunii de audit, Curtea de Conturi Dâmbovița a calculat foloase nerealizate pentru plata nelegală a sumei de 16.543 ron, în valoare de 820 ron. Și la bine și la greu, e fratele meu. În consecință, Curtea de Conturi a decis măsurile și termenele imperative pentru înlăturarea acestor abateri de la legalitate și regularitate, în sensul că a impus 1. Intrarea în legalitate privind recepțiile la terminarea lucrărilor de investiții și respectarea prevederilor legale cu privire la calitatea construcțiilor și, nu numai, pentru cheltuielile efectuate cu respectarea dispozițiilor legale. 2. Generalizarea verificării plăților situațiilor de lucrări supraevaluate privind podurile de la Fântâna Rece, Ciocănica, Murga, Mădărănești 1 și Mădărănești 2 pentru stabilirea întinderii prejudiciului și luarea măsurilor pentru recuperarea acestora. 3. Intrarea în legalitate privind remedierea distrugerilor la podul peste pârâul Slănic la Fântâna Rece de către constructorul SECE Procor SA pe cheltuială proprie, lucrarea fiind în perioada de garanție. 4. Generalizarea verificării plăților privind lucrările decontate în plus față de
de devizul ofertă la podul peste pârâul Slănic la Fântâna Rece, stabilirea prejudiciului și luarea măsurilor pentru recuperarea acestora. Este important să precizăm că primarul PDL Petre Dinu din Glodeni a avut termen 30 septembrie 2010 pentru intrarea în legalitate și recuperarea celor peste 3 miliarde de lei vechi plătite ilegal firmei Procor, fie pentru lucrări supraevaluate, fie pentru lucrări neexecutate ori decontate în plus față de devizele de ofertă. Nu există în lumea asta practică la meu, și la bine și la greu, e fratele meu. Vom vedea dacă termenul a fost respectat. În caz contrar, sancțiunile comunicate de Curtea de Conturi sunt drastice. Cităm din constatările controlului Curții de Conturi. Nerecuperarea prejudiciilor ca urmare a nedispunerii și neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, conform articolului 64 din legea 94 din 1992. Și la bine și la greu, e fratele meu. După ce ați urmărit această primă radiografie făcută de Curtea de Conturi la Glodeni, vă mai mirați de ce a fugit președintele Consiliului Județean Dâmbovița Florin Popescu din conferința sa extraordinară de presă din 26 ianuarie 2010 și s-a încuiat în birou? Sau de ce a trimis jandarmii să ne dea afară din Consiliul Județean Dâmbovița? Sau vă mai mirați că în 10 septembrie 2009 președintele PDL Florin Popescu a interzis accesul jurnaliștilor Art Press la o conferință de presă folosind Poliția comunitară pentru a se încuia în sediul PDL? Solicităm Curții de Conturi să verifice și isprăvile financiare ale anului 2008 în Glodeni. De asemenea, așteptăm radiografiile Curții de Conturi și pentru afacerile Hergheliei PDL în Vișinești, unde Procor a executat alte 3 poduri. Agresivitatea primarului PDL Cristian Rădulescu ne determină să-l suspectăm și pe acesta de o mare generozitate în plățile de ordinul zecilor de miliarde de lei vechi în relația cu firma Procor. De unde? De la jurnalul de Dâmbovița. Vă rog să mă lăsați. Vă rog. Nu, de nimic, nu stau de vorbă. Eu colaborare cu dumneavoastră n-am. Nu, iertați-mă, nu vreau nimic. Nu vă însoțesc, nu vă fac nimic. Dar spuneți-mă că unde sunt podurile. Nu mai lăsați-le, că podurile sunt bune. Vreau să vă mai întreb de firma care asigura consultanța pentru... Nimeni nu a asigurat, nu vreau, nu vă mai dau niciună. Dar lăsați-mă cu treaba asta. Nu mai prostiile astea. Comuna Vișinești nu are nevoie de Art Press. Asta nu știu să le spuneți. Nimic, nu vă spun nimic. Care e realitatea, de fapt? Dar realitatea este că eu nu am nevoie de Art Press. Și cu asta n-am închis tot ce avem de spus. Primarul Dinu și viceprimarul Saftaș au tras 10 de milioane de lei vechi pentru sporuri de radiații, bunuri și servicii, alimente și stimulente. Prăpădul în banii publici ai Consiliului Local Glodeni s-a făcut organizat, sistematic, pe toate palierele. Pe principiul cine împarte, parte-și face, primarul Petre Dinu și mâna sa dreaptă, viceprimarul Gheorghe Safta, s-au simțit perfect îndreptățiți să-și tragă și ei din banii publici niște 10 de milioane de lei vechi. În mod oficial, vrem să subliniem. Numai în anul electoral 2009, cei doi au încasat ilegal peste 37 de milioane de lei vechi pentru bunuri și servicii sub formă de produse alimentare plătite chiar din banii primăriei, din care vreo 23 de milioane de lei vechi pentru masă caldă, vreo 15 milioane de lei vechi pentru produse alimentare sub formă de stimulente pentru Paște și Crăciun, dar și pentru ținută plătită în septembrie 2009. Și-or fi luat din banii publici niscaiva haine cu buzunare cât mai largi? Primarul Dinu și viceprimarul Safta și-au mai băgat în buzunare, tot ilegal, încă vreo 20 de milioane de lei vechi spor de radiații. Nu știm cine i-a iradiat pe cei doi, dar ilegalitățile făcute vorbesc de la sine despre pericolul în care se află banii publici la primăria Glodeni. Suntem foarte curioși să aflăm dacă nu cumva a fost iradiat cu vreun spor pe măsură și nașul Florin Popescu la Consiliul Județean Dâmbovița, cel care constituie în toate un model de urmare
aflat în familia primarilor PDL din Dâmbovița. Primarul Petre Dinu și viceprimarul Gheorghe Safta s-au mai înfruptat din banii publici cu peste 20 de milioane de lei vechi și pentru participările lor, tot ilegale, în comisiile de recepție ale lucrărilor făcute de firma Procor, nu de alta. Dar este bine să se știe prin ale cui în mâini au trecut miliardele acelea primite în plus și ilegal de firma Procor, în urma recepțiilor total ilegale de care s-au bucurat cele 7 poduri, mai exact podețe, pe care le-au executat. Vă reamintim că podurile au fost finanțate din fondurile guvernamentale exact prin afacerea pusă la cale de deputatul OG7 Florin Popescu. El este supranumit Nașul PDL, fiindcă este bogat și în fin cu funcții și bugete publice pe mână și sfătos nevoie mare în tocmai ca un părinte spiritual, fiind în familia PDL un model de abuz și dezinformare. Se face că numai Procorul a participat la licitația pentru aceste lucrări. Domnul reporter, nu am să vă spun prea multe. Noi am făcut ceea ce e legal, deci nu. Păi a participat numai Procorul. Puteți să veniți și vă dăm, cum v-am dat și prima dată scris, vă dăm în continuare scris. Unde ați dat anunțul pentru organizarea acestei licitații? Contactați-ne scris, deci totul s-a făcut legal. Păi v-am contactat deja odată. Mai reveniți, deci nu... Ca să fie toată lumea mulțumită în primăria Glodeni și să nu-și audă vorbe, primarul Petre Dinu a făcut numeroase plăți ilegale și pentru alți salariați, că doar nu le dădea din banii lui, ci din banii publici. Peste 300 de milioane de lei vechi au intrat ilegal în buzunarele salariaților din primăria Glodeni pentru tot felul de bunuri și servicii, alimente, stimulente, drepturi bănești, toate, dar absolut toate fiind acordate fără temei legal în anul electoral 2009. Cum a fost posibilă această debandadă în bugetul local? Explicația o găsim tot în decizia 1632 din 1 septembrie 2010 a Curții de Conturi Dâmbovița. Primarul Petre Dinu și acoliții săi din primăria Glodeni, ci că ar fi interpretat necorespunzător prevederile legii contractului colectiv de muncă numărul 130 din 1996. Asta era. Interpreții sunt profesioniști într-ale ilegalităților. Iradiații și-au umplut ilegal buzunarele cu banii publici. Au uitat să colecteze la bugetul local creanțe fiscale de peste 2 miliarde de lei vechi. Preocupați cu încasarea ilegală a unor drepturi, sporuri și stimulente total necuvenite, iradiații din primăria Glodeni au uitat să mai colecteze creanțe fiscale de peste 2 miliarde de lei vechi datorate bugetului local. Astfel, la data de 31 decembrie 2008, Consiliul Local Glodeni înregistra 175.608 4 lei, adică peste 1.750.000.000 de milioane de lei vechi debite restante, care la data de 31 decembrie 2009 au crescut la suma de peste 2.392.000.000 de lei vechi. Să fi fost sporul de radiații prea mic, ori produsele alimentare prea puține, sau poate ținuta salariaților plătită din banii publici nu a avut buzunare pe măsură. Câtă energie are domnul primar Petre Dinu, dar cu toate acestea nu ne răspunde la o întrebare simplă. Primar, dar noi vă întrebăm cu totul altceva. De ce evitați răspunsul la întrebări? Ne răspundeți, unde ne tot duceți? Noi vă întrebăm cu totul altceva. Asta, domnule, am director de școală. Ia uitați! Dacă nu stătea în tribunal și la peste tot, făcea și el ceva. Uitați-vă, domnule. Am înțeles că și dumneavoastră sunteți cercetat în niște dosare penale, domnul primar Petre Dinu. Domnului director, care n-are ce face. În loc să facă curățenie și tot, în loc să facă curățenie... Uitați-vă, domnul Andrei Vasile. Ia uitați-vă, domnule. V-am invitat în numeroase rânduri. Nu m-ați invitat. Ba da, v-am invitat tot timpul. Nu în direct. V-am invitat și în direct, v-am invitat și personal. Școală, dăm. Uitați-vă ce face. Dar vorbim despre cu totul altceva. Nu, Andrei. Olu, am obosit rău. Ne aleargă domnul primar prin toată comuna. Domnul.
calitate de, în calitate de om foarte apropiat al președintelui. Deci nu vreau, nu sunt apropiat, domnul președinte, nu-l cunosc. Păi vă zice Petrică, vă ia de umă. Toți îi spune, la toți le spune așa, domnule. La toți? La toți! Despre lucrările de la grădinița Glodeni, neexecutate, dar plătite din bugetul primăriei, am mai vorbit cu ceva timp în urmă. Materialele noastre au provocat supărare mare printre iradiați. Gașca PDL din Glodeni l-a acuzat pe directorul școlii, profesorul Liviu Stoica, consilier local PSD al Consiliului Local Glodeni, că este reclamagiu și că, vezi, doamne, directorul școlii din Glodeni vede ilegalități acolo unde nu sunt. În realitate, omul a sesizat în repetate rânduri derapajele grave de la lege și le-a dus la cunoștința instituțiilor statului. În drumurile sale s-au oprit cu documentele și pe la trustul de presar Pres. Noi zicem că asta e de bine. Anchetele noastre de presă au dezvăluit, iată, avem acum și confirmarea controlului Curții de Conturi, că și alte firme au primit botezul ilegalităților de la prietenul Petrica al nașului PDL. Așa că firma de construcții, din informațiile noastre Cobadi SRL, a încasat, tot ilegal, suma de peste 33 de milioane de lei vechi din bugetul Consiliului Local Glodeni, reprezentând, cităm, contravaloarea unor categorii de lucrări neexecutate în fapt la obiectivul de investiții, asigurare utilității la grădinița Glodeni, respectiv tavane suspendate din rigips 28,50 de metri pătrați și tavane rigips cu montanți metalici 30,49 metri pătrați. Vă întreb niște lucruri care interesează publicul. Toți consilierii locali, la o discuție a Consiliului Județean, sunt lângă mine președintele Comisiei Economice și alți consilieri județeni, să vedem ce e de făcut în comuna Glodeni. Am venit să vedem dacă... Ședință de partid cu toți consilierii PDL. Ai înțeles greșit. Am spus Consiliul Județean împreună cu Primăria Glodeni și Consiliul Local. Este ora... Lucrez la 8 seara și vrei tu să spui lucrul ăsta? Da. Într-adevăr, lucrez și la 8 seara. Sau PDL. Dom'le, știi că sunt consilier PDL? Dar nu vă cunoaște. Pe de unde să mă cunoști? Mă cunoști pe mine? Cine sunt eu? Andrei, cine sunt eu? Nu mai vă luați. Cum mă numesc? Consilier? Consilier. De la ce partid? PDL. Am înțeles. De ce ședință de partid? Domnul Florin Popescu. Deci, Andrei, este o afirmație mincinoasă ta că este ședință de partid. Minți. Cum asta faci și tu, și mămica, și tăticu. Mințiți. Este o ședință a administrației locale la care a fost invitat și domnul Stoica. Și te rog frumos să-i filmezi mașina, că e acolo. Domnul Stoica, uite, care vă târâs picioarele după ele. Uite-l acolo. N-am fost invitat. Eram în școală, n-am putut să ies pentru că dumnealor și-au desfășurat ședința de partid a PDL-ului în prima parte la primărie și în a doua parte aici pe baza asta sportivă pe care o vedeți. Au stat aici de la orele 7:20 până la 8, fără un sfert, o jumătate de oră au ținut ședința aici, s-au uitat, au vrut să măsoare, eu știu ce se preconizează, nu vă pot spune de ce au venit și au ținut aici, deși eu eram în școală, puteam să mă invite în calitate de director să le dau o părere despre ceea ce vor să facă dumnealor, să preconizează o nouă afacere în familia PDL, despre care deocamdată nu vreau să mă pronunț. Dar domnul președinte al Consiliului Județean minte, nu m-a invitat, n-a invitat niciun alt consilier afară de cei PDL-ului. Din păcate îmi pare foarte rău de Florin Popescu că vă dezinformează. Deci eu n-am fost invitat, deși eram în școală, putea să mă cheme, să mă întrebe, domne, uite de ce am venit noi, de ce au venit pe acest teren de sport, o să discutăm altă dată. Este o afacere care se pune la cale și despre care n-am certitudinea deocamdată, să vă dau acum niște date certe. Nu există în lumea asta fratele meu, și la bine și la greu e fratele meu. Nu există în lumea asta fratele meu, și la bine și la greu. Petrică, reclama gem ăsta, nu mai sta. Petrică, reclama gem ăsta, nu mai sta. Petrică, reclama gem ăsta, nu mai. E fratele meu. Oh,
carburanții la liber și alte ilegalități fără număr. Mai adăugăm aici faptul că microbuzul primăriei Glodeni, un Fiat Ducato destinat transportului școlar, s-a plimbat pe bani publici cât a vrut mușchiul primarului Petre Dinu. Curtea de Conturi a constatat, cităm, consumul lunar de carburanți nu a fost normat printr-un act administrativ în baza căruia să fie înscrise în bugetul pe anul 2009 cheltuielile necesare. Sincer, am obosit de când tot vorbim și nu mai terminăm. Dar rețineți, controlul Curții de Conturi a fost dedicat doar anului electoral 2009, ciovind documentele anului 2008, tot electoral, Dumnezeu cu mila. Dar nu credeți că merită efortul să aflăm? Jurnaliștii de la Trustul de Presă Art Press cer demisia primarului și a viceprimarului din comuna Glodeni și returnarea sutelor de milioane de lei la bugetul local. Controlul execuției bugetare anului 2009 ne dă tot dreptul să afirmăm că prăpădul în banii publici la primăria Glodeni trebuie căutat și în anii anteriori. În concluzie, primarul Petre Dinu, viceprimarul Gheorghe Safta și colaboratorilor, între ale ilegalităților, trebuie să dea înapoi la bugetul local toți banii încasați ilegal și, în mod normal, ar trebui să-și dea demisiile din funcții. Nu credeți? Ușurel, ușurel, ușurel. Îți doresc mereu. Chiar sunt curios cum a câștigat Procor singură licitații. Hai să spun. Vem prin adrese oficiale că ați participat singur cu firma Procor. Dai voie. Însă tăticul... Florin Popescu, tocmai ați făcut un fals în declarații publice. Măi Andrei, câți ani ai, mă băiat? Am 20. Mulți înainte. Vă mulțumesc. În continuare, ați făcut un fals într-o declarație publică. Ați zis că n-ați participat singur la acea licitație. Avem dumneavoastră sau domnul primar? La 20 de ani o să reușesc să mă scos pe mine de sărite. N-au reușit nici tăpii. Dar nici vorbă, nici vorbă. Eu vreau să-i lămuresc pe Dâmbovițe. Aici la fel de obraznic și acum ca și altă dată. Nu vreau să mă considerați așa, dar nu, încerc să obțin un răspuns. Dumneavoastră, evitați acest răspuns. Nu îl răspund și te rog frumos să mă lași să termin. Dacă ai fi fost bine crescut, deși n-aveai cum în mediul în care ești, în ce mediu? În care ești. Ai fi așteptat ca să-ți răspund la întrebare. Vă rog frumos. Întrebarea este a mea către tine. Îmi pare rău că v-am pus pe drumuri, că știu că benzina e scumpă și, mă rog, este... Pentru Consiliul Județean nu e benzina scumpă ca să o consumați cu mașina Consiliului Județean, dar cu dumneavoastră la volan? Dar având în vedere că este o întâlnire referitoare la comuna Glodeni și la cetățenii în această comună, merită efortul. La tine... Nu știu dacă... Veniți foarte des pe la Glodeni. Și pe dânsul. Veniți foarte des pe la Glodeni. Am înțeles că sunteți în bune relații cu domnul primar Petre Dinu. Îți urez o seară plăcută. Acum te rog frumos să te dea lucrurile că vine mașina peste tine. Și după aia spune că te-am aruncat în fața mașinii. Da? Așa. Acum rugăminte mai este. Tot nu mi-ați răspuns la întrebări. Domnul Vasiliu. Eu mă duc la mașină cu domnul director Ferrariu, președintele Comisiei Economice. Sunteți șoferul dumnealui? Vă rog frumos să mă filmați în timp ce mă duc la mașină, apoi după ce mă sui la volan să mă filmați în continuare și când plec să mă filmați în timp ce plec. Să română, bună seara, numai bine. Haideți, vă rog frumos. În continuare nu ne-ați răspuns la întrebări, domnule președinte. V-am trimis adrese oficiale pe legea 544. În continuare nu ne răspundeți. Și rugămintea mea este să mă filmați și când plec și după aceea să filmați numărul de la mașină și timp de o săptămână, două, patru, cinci, să dați acest reportaj pe postul dumneavoastră televiziune până vă săturați. N-am avea de ce să nu-l dăm. Domnule președinte, vă rugăm frumos, încă nu ne-ați răspuns la întrebare. Nu, am rugat să filmați și asta. Nu ne-ați răspuns la întrebări, domnule președinte. Pune la motor, băieți, iar să-l auzi, merg din mașină. Aia și mie unei. Uite, noi, jurnaliștii Art Press, ne-am întrebat nedumeriți și chiar dezamăgiți ce explicație putea să aibă comportamentul pasiv al viceprimarului Gheorghe Safta în timpul circului făcut la Glodeni în august 2009 de primarul Petre Dinu și de președintele Consiliului Județean Dâmbovița Florin Popescu. Bună seara! Bună seara! Domnul primar evită să ne răspundă la o întrebare foarte simplă. Poate ne răspundeți dumneavoastră.
Cum de l-a lăsat sufletul pe fostul nostru coleg Gheorghe Safta, cândva jurnalist de investigații, să nu ia atitudine când primarul Petrică Dinu și prietenul său Florin Popescu, flancați de consilieri PDL local și județeni, își băteau joc de tinerii jurnaliști ai trustului de presă Art Press, adică exact de foștii colegi ai actualului viceprimar Gheorghe Safta. Explicația acestui comportament ne-o dau ilegalitățile fără număr descoperite la Glodeni.